și în seara asta o să încerc să vă prezint ce facem noi în iQuest pe Smart Home. Mai întâi intru un pic în zona de prezentare a proiectului și apoi vom merge pe o parte un pic mai tehnică, urmând ca la final să sper să vă captez atenția și să participați și la workshop-ul de după. O scurtă prezentare. Pentru mine, 9 ani experiență, să zic așa, în iQuest. Marea majoritate a fost pe acest proiect. În momentul de față conduc partea de testare pe proiectul Smart Home, iar prezentarea aceasta este strict legată de proiectul respectiv. Un pic să intru în detaliu referitor la agenda prezentării, ca să putem face tranziția, să vedeți de ce am avut nevoie de automatizare pe acest proiect. O să descriu un pic high level ce înseamnă, de fapt, ce este acest proiect Smart Home, ce facem noi în el. Apoi intru un pic în partea teoretică referitor la partea de testare, de strategie, vă promit că o să fie foarte scurt. Și urmând ca să trecem un pic prin zona de challenges și apoi vom face tranziția ușor către workshop. Bun, Smart Home-ul. După cum puteți vedea în imaginea din dreapta mea, aceasta este un high level architecture overview referitor la sistemul nostru sau al sistemului care noi îl dezvoltăm în iQuest. După cum bine vedeți, avem o aplicație pe care userul o poate folosi pe telefon sau pe desktop. Prin internet, acesta are acces la un controller care este instalat la el acasă, iar cu ajutorul acestui controller, el poate să își folosească aceste smart device-uri pe care sistemul le suportă și să-și configureze casa cum vrea. Ca și număr de device-uri pe care le avem în momentul de față pe sistem, eu, unul sincer, nu am auzit de altul mai mare, de aceea pot să zic că, din punctul meu de vedere, mi se pare unul dintre cele mai mari sisteme de smart home pe care, towards end customer, să zic așa, pe care sunt în momentul de față pe piață. Avem 67 de device-uri smart. O să vă prezint un pic și trecerea de la prima versiune și cum am ajuns să avem o astfel de platformă. Din aceste 67 de device-uri, 40 sunt interne de la firma respectivă. Și restul 27 le-am integrat prin third party clients. Aceste 27 device-uri sunt standalone și ele, deci poți să le folosești în casă, independent de sistemul pe care noi îl avem. Dar datorită platformei care s-a dezvoltat pe parcursul anilor, am reușit să integrăm și aceste device-uri în această soluție. Aș vrea să povestesc un pic referitor la diferența dintre o casă connected house și a smart house. Vedeți, pe piață sunt destul de multe smart device-uri pe care noi de pe telefon, ok, le vedem, vedem starea la temperatură, să zic, vedem starea la o priză, dacă este pornită, la un bec, dacă este aprins sau nu. Dar ca să ai aproape toate aceste device-uri în casă, poate ți-ar trebui în jur de 10 aplicații. Și deschide, închide aplicația, pune-le, 20 de minute stai până când ca să închizi toate becurile din casă. Ce permite, și mi se pare asta o diferență foarte mare la soluția de smart home pe care o prezint, am reușit să conectăm toate aceste third-party devices. Nu mai ai nevoie de 30 de aplicații pe telefon, ai nevoie de o singură aplicație, care îți permite, de fapt, tu să configurezi și să legi device-uri care funcționează pe protocoale total diferite, unul pe HTTP, altul pe wireless, altul pe Bluetooth, dar, în schimb, să, prin intermediul acestui controller, să funcționeze între ele și să se influențeze. Un exemplu simplu, dacă mi-a prins priza, să-mi închizi jaluzelele și să-mi dai jos să zic, temperatura în casă la 15 grade. Din sistemele third party pe care noi în momentul de față le avem integrate în sistem, putem număra Philips Hue, poate ați auzit de ele, Samsung Camera,
Avem în zona de Alco, nu știu dacă ați auzit, este un roboțel care tunde iarba. Și încet, încet sistemul acaparează tot mai mulți dezvoltatori de device-uri smart și încercăm să extindem această platformă. Nu știu dacă ați observat, am început cu cuvântul soluție, apoi am intrat pe platformă. E, pot să zic, în momentul de față, sistemul de fapt ajunge la nivelul de ecosistem. Din punctul meu de vedere, pe piață, în momentul de față, există trei mari categorii de, să zic, soluții smart home, proiecte smart home. Unul la nivelul de soluție, care îți oferă o soluție pentru un anumit caz specific sau un set definit de cazuri, de exemplu, smart lamps. Da? La nivelul de platformă, în care îți integrează mai multe device-uri în casă, iar la al treilea nivel, care mi se pare la care aproape că a ajuns proiectul nostru sau soluția, este la nivelul de ecosistem. Ce înseamnă asta, din punctul meu de vedere? Pe lângă interconectarea de third-party devices, am extins soluția astfel încât să permitem și altor dezvoltatori să folosească soluția noastră și mai mult de atât, începe să facem gathering de data, sau data, un fel de data farming, pe care acestea să le folosim pentru în scopul userului. Dintre caracteristicile cu care produsul a ieșit pe piață, apropo, acesta este pe piață de 6-7 ani de zile, are destul o vechime în sistem, avem challenge-urile pe care le avem, nu vreau să zic că este perfect, dar cred că acest lucru este datorat și faptului că oamenii, în momentul în care l-au conceput, au avut o anumită viziune, dar după cum bine vedeți cum merge tehnologia, viziunea s-a schimbat foarte mult pe parcursul a 6 ani și au vrut tot mai mult și tot mai mult. Luând toate acestea în considerare și numărul de device-uri pe care, să zic, bine am spus, 67 și funcționalitățile pe care le permitem userului să le facă din UI, aici cumva zice că e un minus pentru noi la testare, pentru că clienții au dorit să fie foarte permisivi cu UI-ul. Și asta înseamnă un user poate să-și configureze aproape N combinații, deci vă dați seama că este o oroare pentru noi la testare să vedem că merg absolut cu toate combinațiile dintre cele 67 de device-uri. Pe parcursul vieții produsului a apărut un element care, pot să zic eu, l-a făcut să treacă la nivelul de platformă în zona de ecosistem. Este acea zonă de API. De fapt, ce s-a întâmplat? A devenit o platformă care permite și altor developeri și va permite, încă nu este officially open towards developer, să zic așa, dar va permite și altor developeri cu o documentație foarte clară să poată să-și facă ei aplicația, să-și controleze ei device-urile. Șase ani pe piață în momentul de față, de 8 ani de zile este NyQuest. NyQuest pot să zic că a crescut foarte mult, în momentul de față am ajuns aproape la 70 de oameni întreg pe tot proiectul, din care numai zona de testare suntem 20. La fel cum produsul a crescut în mărime, la numărul de customer, după cum bine vedeți, în jur de 40.000, așa am crescut și în iQuest, să zic. Astfel că am preluat și alte zone, în momentul de față, fiind cel mai mare software supplier pentru acest client, pe care iQuest-ul oferă și în plus am și reușit să obținem partea de mentenanță. Vă dați seama, fiind un produs pe piață, cu device-uri instalate la oameni acasă, probleme sigur sunt. De aceea suntem și responsabili pe partea de third level support. Mă scuzați, o chestie nu am menționat, dacă aveți întrebări pe parcurs, puteți să mă întrerupeți oricând. Nu este nicio problemă. În poza de față avem un workbench pe care îl avem în Cluj.
Îl folosim un pic și pentru demo-uri, pentru clienți care vin, dar aceasta ar fi un workbench pe care noi la testare îl folosim să controlăm device-urile, să ne mândrim cu produsul nostru și cu atât mai mult să avem o configurație foarte stabilă care tot timpul să apelăm la ea în momentul în care vrem să investigăm o anumită chestie. Bun. Luând toate aceste detalii în considerare, vă dați seama... Da. Da, cum să nu? Da. First level support înseamnă oamenii care răspund la telefon, deci sunt cei care sunt first customer facing, pe orice, să zic, produs pe care îl cumperi, ai număr de info hotline sau pentru customer service. Dacă cei de la customer service nu reușesc să rezolve problema userului, aceștia vor merge la second level support. Să zic așa, second level support sunt oameni mai tehnici un pic în sistem, cunosc sistemul, dar sunt tot, să zic, produsul nu este la noi în țară, sunt tot vorbitori de limba respectivă, nu pot să anunț clientul, din păcate, dar... Iar third level support sunt problemele pe care nici ei nu le pot rezolva și care ajung, să zic, la nivel de bug-uri în sistem sau neclarități, pe care noi din iQuest, fiind... software providers, putem să le explicăm, identificăm, să le rezolvăm în producție și așa mai departe. Bun. Trecem un pic acum în zona de testing approach. Aici o să povestesc un pic de partea de manual testing, apoi vom face ușor tranziția către automation. Pe parcursul acelor 6-7 ani a produsului în care este live towards customers, am făcut delivery, pot să zic, undeva la 8 major releases, astfel încât numărul de device-uri a crescut de la inițial la versiunea 1 de la 6 device-uri, am ajuns acum la numărul de 67. Am extins produsul și cu o soluție de API. Toate acestea au necesitat, să zic, să generăm din partea noastră de la testare o strategie care să ne permită să o folosim atât pentru delivery-urile noi care vin, new features din partea de development, cât și să o mapăm pe delivery-urile care vin de la cei third level support. De aceea am luat această strategie de testare. Avem o zonă de iterative development, apoi o perioadă de stabilizare, să zic așa, și apoi un final regression. Deci am vrut să menționez cumva zona asta de strategie, pentru că există o diferență foarte mare între partea de verification și validation și avem o componentă care, să zic așa, la levelul de testare, care diferențiază foarte mult fazele și care ajută foarte mult, în cel puțin punctul meu de vedere, într-un proiect de integrare. Pentru că, de fapt, proiectul de care povestim este un proiect de integrare. Din zona, nu o să intru în detalii, să vă povestesc, puteți să vedeți pe Google ce înseamnă fiecare din acești termeni. Dacă aveți anumite întrebări, vă stau la dispoziție, putem povesti și în workshop. Pe ce aș vrea, în schimb, să... intru un pic în detaliu, este zona de testing level și de ce am menționat-o. Din punctul vostru de vedere, câte componente credeți că are sistemul nostru? Prin câte layere ar trebui să ne uităm? Haideți că vă zic eu, că vă ajut un pic. Deci avem UI-ul, partea de GUI, avem API-ul, care este expus, o să fie publicly available, avem partea de servicii de backend, avem controllerul, care v-am povestit este la om acasă și ajută la interacționarea între device-uri, avem device-urile, care și la rândul lor au firmware-uri. Numai așa, dacă vă dați seama, sunt 5 componente mari, care dacă ar trebui să intrăm în fiecare din ele, v-aș putea spune încă 5 să mergem pe ramură în jos. Din cauza aceasta, să testez o soluție de această complexitate, să zic, necesită și se pune foarte mult accent pe partea asta de testare la anumite nivele, adică
să poți să izolezi funcționalitatea la nivel de componentă, să te asiguri că funcționalitatea respectivă funcționează și apoi, în momentul în care se adaugă o altă componentă on top, să vezi că merg din aproape în aproape până ajungi în zona de UI. Puteți să mă întrebați de ce nu facem un feature cross components. Cum este trendul în momentul de față, să poți să dai în 2 săptămâni la user, uite o aplicație, apeși pe un buton și ți-ai rezolvat problema. Luând în considerare că lucrăm în zona de hardware, avem dependințe de firmware-uri, de iQuest nu este singurul provider pentru această platformă. Avem nevoie de OS parte de la o altă firmă, device-urile au firmware-urile lor de la altă firmă și atunci toate aceste dependințe trebuie legate și aduse la un nivel de calitate și la un produs care în final într-adevăr o să poată să folosească userul, dar în schimb noi la testare nu putem aștepta. Și atunci partea de testing levels este foarte importantă să ne asigurăm că în iQuest componentele la care noi facem delivery funcționează și de sine stătătoare. La nivel de testing levels, partea, diferența dintre verificare și validare este că în faza de validare, să zic așa, noi executăm test case-urile din zona de UI, din zona de GUI. Deci nu ne ocupăm de celelalte componente, acele le-am testat în zona de verificare. Acum în faza de validare ne ocupăm de acele test case-uri din UI end-to-end, să zic, from a point of view, din system view. Câteva informații legate de ce folosim pe partea de manual. Poate că un lucru de care aș vrea să mă leg, numărul de test case-uri a crescut foarte mult, vă dați seama la aceste device-uri. Ne trebuie chiar, după cum ați văzut în al doilea slide, am ajuns la nivel de 20 de oameni în echipa de testare. Ca să facem o rulare a acestor teste, doar o singură rulare, ne trebuie, după cum vedeți acolo, 6 săptămâni cu 10 oameni. Deci este foarte, foarte mult. Din această cauză a intervenit, și acum o să fac un pic trecerea ușor către automation, pentru că, dacă vedeți astăzi, de câte ori v-a schimbat telefonul în ultimii 6 ani? Cred că de cel puțin o dată sau de 2 ori, nu? Problema la aceste smart platforms este că tu ai un hardware acasă, mai ales dacă ești la end customer, acel hardware la un moment dat, datorită viziunii pe care tu inițial ai avut-o pe proiect și la ceea ce vrei la momentul curent, datorită trendului și așa mai departe, nu o să mai fie compliant. Dar funcționalitățile pe care tu le oferi userului, customerului, ar trebui să fie la fel și să funcționeze la fel. Și atunci, în teorie, zona de automation testing ar intra foarte bine și ne-ar ajuta foarte mult în zona de exchange acestui hardware, de a îmbunătăți. Că atunci ne asigurăm ceea ce userul are în momentul de față nu este impactat. Sau încercăm să prevenim... Da, scuze. Da. Firmware-ul pe device-uri poate să... Firmware-ul pe controller, servicii de back-end și UI. Nu, controllerul tot timpul este, să zic așa, în close contact cu device-ul, indiferent că este pe wireless, pe anumită frecvență, indiferent că pe HTTP, fiecare device sau fiecare protocol are o anumit, să zic, API bine definit sau o anumită documentație prin care noi putem să interogăm, să vedem ce firmware are, iar dacă intru acum în soluție, noi în zona de backend, să zic, noi stocăm și știm că pentru device-ul X are latest version-ul Y. Și atunci controllerul
în momentul când pornește sau periodic, el verifică și face match între versiunea pe care, să zic, backend-ul oferă și ceea ce are device. Și atunci, dacă sunt mismatch-uri, face update la device. Iar controlul să vadă că device-ul are firmware-ul respectiv, face parte din pachetele de bază pe care se transmit între controller și device. Deci tot timpul suntem aware de ce firmware-ul este pe device respectiv. Și userul nu are control asupra firmware-ului? Nu, pentru că este în momentul de față avem opțiunea să, pentru că sunt unele device-uri care poate pentru user sunt critice și nu am vrea noi să le facem update automat. Și atunci dăm posibilitatea pentru anumite device-uri să-și aleagă el când dorește. Avem o alertă în UI cu un buton do update. Pentru altele putem să facem automat. Și UI-ul e web-based, adică merge pe browser sau sunt clienți dedicați pentru diferite platforme? Este un JavaScript-based client făcut în Cordova, din păcate, din punctul meu de vedere, din păcate. Aș fi preferat să fie native, dar soluția de la momentul respectiv poate din, nu știu, din ce cauză financiară sau de timp, a fost să meargă pe un approach mix, nu native, și asta înseamnă că avem și deficiențele, după cum bine știți, nu știu cine lucrează cu Cordova, dar știți că acolo sunt plugin-uri pe sistem și așa mai departe. Da, am răspuns. Ok. Bun. Luând în considerare cele 25.000 de test case-uri, am încercat să intrăm în zona de automation. Vă gândiți la un sistem de genul ăsta să faci automation, nu este chiar atât de ușor, pentru că trebuie să aducă și valoare în primul rând și să vedem dacă la nivel de componentă este destul sau chiar reușim să facem teste automate la nivel de end-to-end. By the way, în workshop am și un demo scurt, o să și meargă, să vă arăt cum facem noi partea de automation, să zic, pe device-uri end-to-end from API. Ok. Ce am făcut ca să zic așa cum am pornit zona de automation? Am făcut un proof of concept în iQuest, în care am zis, am luat un feature și înainte să mergem la client să, uite, noi putem să facem 75%, 90%, din 20 de oameni mai nevoie de 0,5, poate, și ăla numai așa o zi. N-am vrut să mergem cu astfel de statement-uri, ci am încercat să facem un proof of concept în cadrul iQuest-ului pe un anumit feature și am zis care ne aduce cea mai mare valoare. Acel proof of concept am reușit să automatizăm din zona de test case, după cum v-am povestit, avem test case-ul la nivel de componente. Având un API stabil, am zis că este cea mai bună, să zic, nivel de la care putem merge partea de automatizare, acel API fiind RESTful și, în teorie, foarte stabil și bine documentat, ar trebui să ne permită să facem teste automate pe API foarte ușor. Luând în considerare ce am spus mai înainte, am reușit din zona, plecând din zona de backend, din acest API, până la real device, să executăm teste automate, iar pentru feature-ul care noi l-am ales pentru proof of concept, chiar am reușit 75% din test case-urile pe care noi le rulam înainte manual, am reușit să le facem cu ajutorul framework-ului ce l-am implementat. Aș vrea să discut un pic de zona de proces, pentru că, la fel cum am discutat un pic de partea de proces la manual, o să discut un pic de partea de proces la automatizare. În momentul în care, cel puțin din punctul meu de vedere, în care dorești să faci un framework de automatizare pe un proiect, indiferent cât de complex, indiferent ce proiect ai, trebuie să te asiguri foarte bine, în primul rând, că ai process-wide definition între manual tester și cel de automatizare. Luând în considerare efortul pe care, dacă tu ai un proiect ongoing în care ai tester manual și zicem ok, hai să facem partea de să automatizăm tot proiectul, vă dați seama, este greu unul la mână să
poți să faci ramp-up la testării manuali, care îți testează sistemul să meargă în zona de automation, iar iarăși este efort foarte mare de a aduce business knowledge-ul de la testării manual către zona de automation. Și atunci ce am încercat să facem? Un mix între ele. Pentru a reuși un mix, o comunicare foarte fluentă între partea de manual și automation, a trebuit să alegem și, să zic, tool-urile care să ne ajute în această direcție. Putem discuta mai pe larg în zona de workshop, nu o să stau foarte mult acum să descriu, pentru că putem relua absolut oricare slide. În schimb, ce vreau să zic, partea de, sau să zic, figurile care sunt cu albastru marcate, nu știu dacă se vede până în spate, îmi pare rău, sunt interacțiuni ale testerului manual care poate să le facă pe framework-ul nostru fără, sau să zic așa, nu fără, knowledge minimal referitor la framework-ul pe care noi l-am dezvoltat. Ce am folosit pentru acest framework? Ca și componente mari, povestind de partea de API, a trebuit să găsim o Java library care să ne ajute foarte mult în zona de API. Asta înseamnă zona de parsare de JSON, în zona de WebSocket, în zona de parsare de răspunsuri și așa mai departe. Am folosit Rest Assured Java library, iar pentru a face legătura între developerul de automation și cel manual, am folosit această librărie de JBehave, care ne permite să scriem testele automate într-un limbaj mai mult sau mai puțin friendly și cunoscut pentru manual tester și mapate pe test case-urile manuale pe care noi le-am scris pe API la momentul respectiv. Ca și integrare, să zic, ca și build process și așa mai departe, este un proiect Java de tip Maven. Pentru continuous integration folosim Jenkins-ul. Iar zona de, să zic, partea de scriere a scenariilor este acest IntelliJ Development Environment, care o să vedeți și în workshop, o să fie foarte cool și mi s-a părut și foarte ușor ca să îl înveți atât și pentru mine, care nu eram un expert, pot să zic, vă zic sincer, nu eram un expert în automatizare, dar în schimb am putut să-l învăț destul de ușor și să mă ajute eu, care n-am avut experiență în zona tehnică, să pot să scriu măcar 2-3 teste automatizate. Din păcate, iarăși, nu se vede până în spate, dar aici ar fi un exemplu, să zic, de teste scrise în IntelliJ. Astea putem să le rulăm, să zic, exemplele o să vedeți și în workshop-ul pe care o să-l la etajul 10. Acolo putem să updatăm teste care le avem, să vedem cum rulează și, cum v-am zis, o să și aprindem ceva device-uri. Înainte ca să încheie, aș povesti un pic de zona de challenges pe care noi am avut-o pe proiect. Luând în considerare numărul de clienți, feature-urile care au fost introduse și așa mai departe, atât pe partea de manual cât și pe automation, zona de a selecta testele necesare, astfel încât să nu aduci probleme în producție din cauza unui update de device firmware sau din cauza unui update la software-ul de la controller, este foarte challenging pe acest proiect. Iar comunicarea dintre development și testare trebuie să fie foarte strânsă, astfel încât să știm să nu ne pierdem vremea cu testarea a 10.000 de feature-uri pe care poate nici n-ar trebui să le avem în vedere pentru release-ul respectiv. Un anumit challenge în particular este zona asta, third-party devices. După cum bine v-am zis, noi am integrat în sistem 27 device-uri, cum este Philips Hue. Un exemplu, ca și Philips Hue, acesta are API-ul lui, are aplicația
ei. Și la fel are și life cycle-ul ca și unui produs normal. Și atunci ne trezim fără anunț și așa mai departe că au schimbat API-ul și atunci la noi, la customer, nu-ți mai merge partea de aprindere de bec din cauza că ei au schimbat API-ul în zona de Philips Hue. Acestea sunt unele din challenge-urile pe care noi le avem pe sistem și care ar trebui să reacționăm foarte repede, să poți să îți dai seama unde au făcut, ce schimbare au făcut și în ce componentă va trebui ca să schimbăm noi, să fie unul la mână, foarte rapid, să ajungem la customer, pentru că la un pur și simplu nu se mai prinde becul, ceea ce nu-i nice. Și să rezolvăm problema cât mai repede, dar și cât mai ok din punct de vedere și a development-ului. Pot să zic că cei 6 ani, cel puțin pentru mine, care am cea mai mare vechime în, mă rog, pe partea de testare, în momentul de față pe proiect, cum a schimbat proiectul, am o viziune un pic diferită acum, în momentul de față, la nivelul de testare. Pot să zic că înțeleg foarte bine customer perspective-ul în momentul în care zice că nu îi se mai încălzește baia iarna dimineața, deci nu este un lucru fun. Iar, în schimb, ce pot să zic că m-a ajutat este să încerc să mă mobilizez și să găsesc soluții. Atât soluții la nivel de, să nu vă gândiți la nivel de cod. Dar, în schimb, o soluție ar putea să fie cum găsesc un workaround să prind funcțional clientul fără să-i facem niciun delivery, să poată să iasă din problema respectivă până când reușim noi să îi fixăm problema. Ok, și ultima parte, workshop-ul. Da. Da. Se referă la integrarea automată a testelor noi sau la ce? În momentul de față, da, la asta referim. Ce dorim, nu am ajuns 100%, să zic, avem la nivelul de, am făcut un check-in, se triggeruiesc automat, se face deployment, se triggeruiesc automat testele. Putem să facem triggeruia testelor în momentul în care se face manuală. Deci în momentul în care face deployment-ul pe configurație, pentru că vă dați seama, trebuie să avem o configurație standard cu device-ul și așa mai departe reale, în momentul respectiv se triggeruiesc manual sau fie scheduled. Ok, pentru 2-3 cuvinte de zona de workshop, aici o să vă arăt un pic tool-urile pe care le avem și 2-3 scurte demo-uri, cum aprindem noi device-urile automat, din framework-ul pe care îl avem. Da. Din câte observ, această soluție strict la nivel de management al device-urilor, aveți și o soluție din punct de vedere al securității informației? La soluție te referi la soluția de smart home sau la soluția de framework? La soluția de smart home. Partea de security este un aspect din ceea ce oferă soluția. Inițial, într-adevăr, nu este focusată 100%, deci nu avem device-uri specifice de security, dar sunt anumite tente în care, cel puțin datorită libertății pe care userul le are, vă dau un exemplu simplu, avem și un device de tip smoke detector. Tu poți să-ți creezi un profil de securitate dacă detectează mișcarea atât timp cât tu nu ești acasă, atunci să sune alarma și să-ți trimite SMS. Acest lucru se poate face. Nu se brevetează drept ca sistem de securitate, pentru că atunci cumva cred că ar intra în alte norme de legislație în țara respectivă. Dar pot să faci așa ceva. Da. Cum funcționează partea de test manual și automat, perspectiva change management-ului și a planificării generale? Se stabilește înainte de adăugarea unui feature, se stabilește înainte de test case-urile și se planifică partea automată sau tot rezultare? Testele automate sunt create pe baza testelor manuale. O chestie poate care trebuia să mențion, din punctul meu de vedere, nu există că facem un proiect pur testare automată, cel puțin eu așa văd lucrurile, mai ales într-un proiect de IoT, în care ai device-uri, trebuie să faci integrare. Trebuie să fie o colaborare strânsă. Business-ul, partea bună este că poți să folosești business-ul de la manual și atunci, cel puțin la noi, acesta este flow-ul, test case-uri și business-ul fiind în zona de manual, de acolo pornește. Și apoi vine colaborarea cu test case-uri scrise între manual tester și partea de automatizare. Dacă, de exemplu, dă de o
funcție sau de o funcționalitate din frame-ul pe care noi nu o suportăm, în momentul respectiv, testerul care e specializat pe automatizare o să implementeze acea funcție. Și o să ne ajute. Exact. Da. Da. Da, da, da. Ce nu este, să zic, și la ce noi am întâmpinat multe probleme din cauza faptului că acel API nu este 100% online, să zic, pardon, prod quality, au survenit anumite schimbări, într-adevăr în bine pentru API, în schimb în rău pentru framework-ul nostru. Dar va trebui să ne adaptăm și să facem față schimbărilor. Da, am avut și un proof of concept pe nivel de UI. În schimb, acolo ce am observat din acel proof of concept nu a fost la fel de reușit ca și partea de API. Vă dați seama că este mult mai ușor. Și ce ne-am dat seama, la inputul care l-am dat pentru testele automate de UI nu a fost atât de bun, de calitatea necesară, astfel încât s-a petrecut foarte mult efort să automatizeze 30% din test case-ul pe care noi l-am dat, iar, să zic, beneficiul pe care noi îl aveam pentru acel 30% nu era atât de mare pe cât efortul investit în a-l crea. Deci acolo un pic în zona de UI, ce am observat, și test case-urile trebuie să fie un pic specifice. Să știi unde să faci granița între ce poate să facă un tester manual și ce merită să faci la nivel de automatizare, să-ți dai seama că nu-ți crapă, de exemplu, aplicația la navigare. La UI, tot JBehave, aceeași platformă, de aceeași framework. Am extins framework-ul, dar cu aceleași tool-uri. Nu. Security-ul, să zic, la nivel de servicii, de web services, e făcută de o companie. Security la nivel de device-uri e făcută de altă companie. Security la nivel de controller, făcută de altă companie. Noi, în momentul de față, ne ocupăm de zona de funcțională, partea de UI și partea de load, deci performanța sistemului. Pentru partea de load există la fel test automate de load test și stress test? Da, da, da. Nu este cu, noi, framework-ul care l-am prezentat și care o să facem demo, o să vedeți, este pur pentru zona funcțională. Și poate reuși nu în zona de stress testing, ci în zona de reliability. Și aici de ce zic așa? Avem teste care ne permit să aprindem, să stingem un device timp de 150 de ori în 24 de ore. Pentru că vrem să vedem, ok, câte din stările respective device-ul chiar s-a aprins sau nu. Poți să zici un fel de stress testing, dar nu, nu chiar. Avem statistici, într-adevăr, referitor la battery usage, pot să zic. Deci putem, dacă sunt device-uri battery, în funcție de ce permite device-urile și cum a fost conceput. Deci dacă el, în interfața lui și în protocolul pe care îl are, oferă informații de genul, nu știu, CPU load, poate intern la el, sau temperatura care o are pe procesor sau cât la sută din bateria aia a mai rămas, atunci afișăm, da, pentru user. O afișează la corectat? A, nu, de corectat nu. Partea de device-ul atunci când sesizăm, să zic, un bug, o problemă pe un device, de obicei se ridică la producător și acela ar trebui să vină cu un firmware update pentru acel device și noi reușim să facem distribuția prin sistemul nostru la device, la om acasă. Cred că întrebarea era dacă se colectează, nu corectează. Colectează. Facem data collection, dar în schimb nu la, în momentul de față se stochează aceste date timp de 30 de zile pentru user, referitor la de câte ori s-a aprins becul pe zi și așa mai departe. Și mai avem poate o perspectivă la nivelul de energy. Acolo este un soi de protocol numit wireless embus, nu știu dacă știți, e referitor la senzori care se pun pe curent, gaz și așa mai departe. Acolo ținem datele timp de 6 ani de zile pentru că userul poate să-și insereze în aplicația noastră tarife de curent, de gaz și atunci el poate să vadă, să zic, anul trecut am plătit atât la curent, anul ăsta plătesc mai puțin.
Scuze, n-am auzit. Bun. Ok. Păi, cam atât a fost. Vă aștept la 8:30. Mersi mult!